Câteva zeci de familii din municipiul Lupeni au primit astăzi cheile de la noile locuințe. Cele 45 de garsoniere, apartamente cu două sau trei camere, au fost construite prin programul ANL Locuințe pentru Tineri. Beneficiarii locuințelor sunt tinerii care au până în 35 de ani, nu mai dețin o altă locuință și își derulează activitatea în Lupeni. Înmânarea cheilor și semnarea contractelor a fost organizată și s-a desfășurat în sediul primăriei din localitate. În primul rând, dreptul îl aveau persoanele care sunt ca vârstă sub 35 de ani și care își desfășurau activitatea în municipiul Lupeni. Deci aceste două criterii erau eliminatorii și, bineînțeles, toate aceste persoane care primesc astăzi locuințe îndeplinesc aceste criterii. În rest, mai erau criterii pentru stabilirea punctajului în ceea ce privește starea civilă, vechimea cererii, în ceea ce privește studiile, copii și așa mai departe. Și aceste persoane s-au încadrat pentru a primi aceste locuințe. Chiria pe care urmează a o plăti beneficiarii de locuințe este de 90 de lei în cazul unei garsoniere, 121 de lei pentru un apartament cu două camere și 171 de lei pentru un apartament cu trei camere. În cazul în care chiria nu este achitată la timp, penalitățile sunt în valoare de 0,35% pentru fiecare zi de întârziere.